articol nu avea nimic, dar testele erau pozitive. Nemțeanul Andrei Șcrab a trăit 45 de zile pe care nu le va uita niciodată. De persoane, inclusiv primarul orașului. Ulterior s-a descoperit că în sală se aflau mai mulți bolnavi de coronavirus, inclusiv un oficial străin, confirmat la el în țară. A fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, deși era asimptomatic. A stat acolo alături de bolnavi de coronavirus, unii în stare gravă, iar la un moment a fost trimis într-un salon cu 11 paturi. Coșmarul a durat o lună și jumătate, timp în care nu și-a putut vedea soția și fiica. Zile de izolare. Vreau să mulțumesc întregii mele familii pentru tot suportul din această grea perioadă, pete grija zilnică și că au avut grija să simt cât mai puțin că sunt într-un spital. Datorită și vouă am reușit să trec peste această grea perioadă de izolare. Vreau să mulțumesc cadrelor medicale de la Diez, Spitalul Diez de Diez, Boli Diez Infecțioase din Iași, pete implicarea și pete susținerea care mi-a oferit-o.